Guvernul ne spune nici 10% din tot ce face. Suntem la Roșia Montană, cea mai veche atestată documentar localitate din România. Un uriaș proiect nociv pentru mediu și pentru români trebuia să aibă loc aici, iar tot aurul și toate bogățiile care sunt în Roșia Montană și în Munții Apuseni ar fi fost exploatate fără ca noi să știm măcar. Parcă am fi fost ultima țară bananieră în care Frank Timiș și alți nenorociți de genul ăsta exploatează fără milă oameni. Un pic mai întârziat, știi? Sorin, tu ești născut, crescut, ai văzut tot ce înseamnă Roșia Montană. Printre primele amintiri pe care le ai sunt legate de strada asta și filme care au fost făcute aici. Povestește-ne un pic. Da, chiar aici este locul unde s-a filmat în 72, Nunta de Piatră. Eram un copil care participasem alături de ceilalți la o scenă care trecea alaiul cu nunta pe aici și în care alaiul pune un bănuț pe scaunul meu, pe farfuria de pe scaunul meu și sare jos și eu mă plec după el. Da, n-a fost regizat, chiar așa s-a întâmplat. Da, și m-am născut, casa mea părintească este la 200 de metri de aici. Plus alte scene din alte filme, din Duhul Aurului, știu că s-au filmat tot pe această stradă și a fost așa o amintire care mi-a marcat toată viața, acele filme. Am văzut atâta lume, aici am văzut primul aparat de filmat, am văzut primii artiști, am văzut primii actori, am văzut primii regizori. Cine a stat la început în spatele proiectului Roșia Montană Gold Corporation? Cine a venit cu inițiativa? Pentru că noi, în lumina publicului, am văzut guvernul Năstase. Dar cine a venit prima oară, de unde și până unde tot? Nu a fost guvernul Năstase, a fost guvernul Radu Vasile. Deci pe vremea țărăniștilor s-a făcut afacerea. Iar în spatele, ca investitor, sau mă rog, ca cel care a promovat proiectul, a fost Frank Vasile Timiș, un român plecat în Australia, care a revenit în România să facă o afacere a vieții lui, cum spunea. De când au început achiziționarea de case și care au fost presiunile la care ați fost voi supuși pentru a vă vinde casa și a pleca din Roșia? Apariția acestei companii a fost în 1997. În primii trei ani s-au făcut niște foraje până în anul 2000, după care deja din 2000 s-a vorbit despre strămutarea localnicilor, a caselor, a proprietăților de aici. Și nu a fost o glumă, pentru că, deși la început am crezut că e o poveste, am văzut cu ochii mei, când din 2001 și până în 2007, mii de oameni, sau mai exact în jur de 2000 de oameni, au plecat din Roșia Montană, și-au vândut casele, și-au vândut terenurile, și-au vândut cimitirele, mai urmau să-și vândă bisericile, ceea ce a fost un pic mai greu. Au vrut să cumpere și bisericile și de ce a fost mai greu? Pentru că o parte a localnicilor care s-a constituit într-o opoziție s-a opus acestor demersuri și s-a vorbit personal cu Patriarhul Bisericii Române, cu ceilalți înalți prelați a celorlalte biserici greco-catolice, catolice, reformate și unitariene. Și într-o ședință care s-a desfășurat la Cluj, s-a luat decizia ca bisericile să nu fie, să zic așa, marfă de schimb pentru companie până în momentul când va pleca ultimul enoriaș din Roșia Montană. Ori asta era un pic mai greu sau chiar imposibil de realizat. La ce presiuni v-au supus pentru a vă determina să plecați de aici? Era o presiune mediatică pe care compania o folosea zi de zi prin
distribuirea de broșuri la fiecare casă, prin televiziune, prin internet, prin oamenii companiei care umblau la fiecare casă să informeze lumea că este momentul să plece din Roșia Montană, pentru că aici se va face cel mai mare proiect din Europa și că singura șansă de îmbogățire sau, mă rog, de a ieși dintr-o așa zisă sărăcie pe care compania o specula, ar fi ca să vândă casele, să-și vândă terenurile, tot ce au companie, să plece de aici, din localitate. Mai mult de atât, au fost oameni care n-au rezistat, pentru că vedeți cum sunt aceste străduțe, rămâneau singuri pe stradă, veneau ierni grele, aici rămâneau izolați și au ales să plece. Însă, nu toată lumea a fost de acord și a împărtășit această opinie a companiei. Dimpotrivă, am fost un nucleu foarte puternic aici, care ne-am constituit, și apoi au venit din afara Roșiei Montane oameni care ne-au susținut moral pentru a nu ceda și pentru a ne apăra acest loc sfânt, care este Roșia Montană. Au existat inclusiv intimidări fizice? Sigur că da. Au fost foarte multe adunări publice pe care compania le-a organizat aici, în centru istoric, unde oameni, chiar îmi pare rău să spun prieteni de ai noștri, care, cu care am crescut, cu care am copilărit, ne-au supus la anumite tensiuni, ne-au înjurat, ne-au amenințat cu moartea, că ne dau foc la case, ne-au scuipat. Deci asta a fost o parte din parte urâtă a anilor pe care am trăit. Eu am ajuns prima oară la Roșia Montană în 2004. M-am alăturat în ultima zi marșului care a avut loc de la Cluj până sus, până în centru și până la Fânfest. Cât de mult a contat pentru voi, localnicii din Roșia Montană, mișcarea asta de rezistență din toate orașele României și de susținere? Enorm, pentru că ne-am dat seama că nu suntem singuri și ne-am dat seama că apărăm o cauză dreaptă. Și nu oricine s-ar fi aliat cu noi dacă nu am fi fost niște oameni care apăram un loc atât de important, de valoros, și niște principii pe care le aveam, acelea de a nu ne vinde pământul, locul natal, biserica, cimitirul și tot ce avem aici. Chiar pe undeva, să-ți vinzi istoria, este extraordinar e incredibil să crezi că se poate face așa ceva. Ce oferte financiare ai primit tu personal? Niciodată nicio ofertă, nu am negociat cu compania, nu mă știau, mă ocoleau. A fost probabil o tentativă, dar eram într-un grup mai mare când un director al companiei ar fi spus și totuși dacă ați primit un preț corect, mare, mă rog, nu știu, nu s-a vehiculat sume, poate ați plecat și dumneavoastră. Și am zis că niciodată să nu mai încerce să facă acest lucru. Deci n-am acceptat nici măcar o discuție pe această temă. Care-i prețul pentru demnitatea umană? Cum ai văzut tu? Cu cât s-au vândut unii și cât ar fi fost dispuși să mai ofere compania ca să înfrângă rezistența care a fost aici? În primul rând, dacă vorbesc despre mine, pentru că nu pot să vorbesc despre ceilalți, dragostea mea pentru acest pământ, pentru Roșia Montană, nu se măsoară în bani. Și cu asta am încheiat orice discuție. Pune scaunele, bă, dacă te te instalași, nu puteți nimic, aveți solid. Da, asta e domnul comod, nu? Așa. Hai să iau din ceară. Domnule, ei au venit, au angajat atunci vreo 300 de studenți și purtau cu autobuzele. Prima dezbatere a fost acela la Roșia Montană pe stadion, așa. Și de acolo lor și s-au dus până... Îmbrăcați în tricouri. A, bineînțeles, nu spun, domnule. Da? Eu nu spun că aveam o vecină a cei care au plecat, Monica asta, Libeluș, care mă huiduia și striga după mine. Da. Doamne Dumnezeule, nu știi să scrii, să citești?
te-am învățat atâți ani, vine la mine să-ți arăți la matematică, să așa, și la nevastă mea, și acum strigi după mine, mă. Le-am spus, băi, eu pe stadionul ăsta n-am fost niciodată huiduit, am fost amplaudat, că eu am jucat fotbal. Jucat fotbal Roșia Montană și am jucat pentru prestigiul Roșia Montană, pentru mine. Eu puneam suflet. Nu beam, nu fumam. Eu după un meci eram mai odihnit, alții săraci abia își trăiau picioarele. No, dacă are mai spiruiau, da? Asta este. Domnule, au strigat după noi, pe la Câmpen, pe unde am fost, bine, le-a dat pace, domnule. S-au ajuns până la Budapesta, acolo au luat cafea ca lumea și pe unde au trecut, au luat cafea ca lumea. Că... No. Bă, să nu mi-a spui că ai adus cartea cu susținătorii. Nu? Am adus eu o carte pe care am scris-o, acum i-am cunoscut pe toți bagabonții din politică. Auliu, foarte fain, domnule. De la Iliescu, când i-am dus lumânări, până așa. Toți. Bunicuțu. Și-a făcut și el numărul. S-a văzut de treabă. Da, din păcate, bun. Da. A lăsat râne adânci. Da, el și râne. I-a lăsat pe alții să fure, ca să stie el pe scaun bine, comod. Domnule, asta este. Noi am zis că suntem într-un turneu, am fost la Băile Herculane, am filmat acolo la piciorul copilului Apolodor din Damasc, care i-a lăsat de izbeliște. Așa, și Herculanele, praf și acolo. Praf. Și ce praf, stațiune praf. Era splendid, am fost acolo în 1979. Extraordinară, domnule, stațiune. Și un pic vrem să aducem toate problemele astea, să arătăm că cauzele sunt comune. Cei care ne-au condus în ultimii 30 de ani, ăștia au fost toți de o mamă, îmi zicea, nu știam până acum, știam guvernul Năstase în 2004-2002 când ați venit la București, dar de la țărăniști că e problema. Guvernul de Radu Vasile. Da. De acolo a plecat din 5 septembrie. Marele Mârlicianu, îi spun eu, nu Târâceanu, Mârlicianu, că e un mârlan, așa, el a dat prima hârtie pe zona Apusenilor, pe munți, ca toate exploatările minere să pună la dispoziție companiilor care vin toată documentația. Și așa s-a dat documentația de la Roșia Montană. 12 pe parte scrisă, 12 pe parte grafică, s-a luat originalele, s-a dus la Toronto și n-a mai venit niciodată. Deci acum, dacă ar fi să începem treaba, erau hărți de pe la 1700 din timpul Imperiului Austro-Ungar, deci valori. Eu când lucram la acela Roșia Montană, ca să iau o hartă, mă duceam la biroul secret, o luam, semnam pentru ea și la ora 2:30 trebuia să mă duc să o depun înapoi și să semnez din nou că am predat-o. Dar ăștia au venit, au luat-o, l-am întrebat pe Timiș, domnule, la cine s-a dat dumitale, domnule Timiș, această documentație care constituia un secret de serviciu și un secret de stat. Domnul Zeno, am cumpărat-o pe sute de milioane de dolari. Domnule, bineînțeles că m-am mulțumit cu răspuns, că știam cine e Timiș, un gunoi. M-am interesat. 150 de milioane plătisele statului român și de sus de la minister, venit în coacea, la Deva, Minvest Deva, au venit șeful topografă, serviciu Deva, care era așa, și au luat documentația și au dus. Nu au mai adus niciodată. Au venit după un an de zile la Roșia Montană, au dus concentrasele tot într-o singură broșură, așa, bine, au făcut vedere spațială prin tot ce era aici, nu, făcuseră o treabă acolo și au donat pe toți angajații de la Roșia Min, care le spunea că vor fi preluați toți de către această companie și exploatarea merge mai departe, nimeni nu, așa, cargare. Așa? Și la acea întâlnire a participat și domnul Sântimrean. Cred că știți pe domnul Sântimrean, nu? Da. Așa. Și el a fost geologul șef aici, inginer șef aici. Și a zis, domnule, că de o cucoană de la Deva, doamne, dați-mi și mie să mă uit puțin pe broșura asta. Domnul inginer, ne pare rău, nu putem să vă dăm că este confidențială. Și el să are un tip așa, e foarte simpatic, să scarge scarpină ca olteanu așa. Da, tot domnule, zis o bate, dar pe eu, că eu am lucrat atâția ani aici, 30 de ani și eu am semnat toate hărțile. Deci pentru mine confidențială. Nu, la mine să nu vă mai prind că vă rup piciorul, zic că de acolo încolo, nici nu mai că îl chemau aici, că au fost tort foarte șmecher, domne. Orice puteau să fure, de la oricine, furau. Și mergeau și vineau și modificau proiectul. După cum să-l iasă ei cât de cât bine, știi că... E, și atunci m-am prins și de figură și nu le mai spuneam lucrurile. Îi spuneam, domne, am greșit aia, dar nu le spuneam ce trebuie să facă, nu, domne, lasă, domne. Dar au venit de parcă ar fi venit într-o țară bananieră. Domnule, mai rău. Păi aici nu i-a dus o oglindă ca la în Africa să le pui oglindă să uită în ea sau le pui niște mărgeri la gât. Nu, domnule, aici au venit altfel. Aici au venit mituind pe stânga și în dreapta niște oameni care, niște români care nu sunt români. Ăștia nu sunt români și ar trebui să plece din țară, domnule. Care știe că
a jefuit țara asta, a contribuit să fie distrusă țara asta, doar ar fi bine să plece din țară. Să nu mai fie umbră acestui pământ, că nu mai fac umbră acestui pământ. Și făcând umbră, nu crește iarba. Corect. Da. Asta a fost începutul. Da. Cum au reușit niște țărani așa să facă față unei corporații? Domnule, simplu. E atât de simplu că nu vă imaginați. Domnule, când au venit aici prima dată, mi-au pus niște fluturași prin cutiile de la poștă. Fiecare la fiecare aduse de poștaș, puse în cutie. Ce grozavă este această companie și cât de binefăcătoare este pentru localnici, domnule. Domnule, Cârnicu, cetatea, Vespedar și Grâvăidoia, toți munții ăștia pe care vreau ei să-i exploateze, erau făcuți din șuncă de Praga, salam de Sibiu. Pe valea asta nu curgea apa asta roșie care curge de milioane de ani, că este zona așa, munții sunt de origine vulcanică. Curgea lapte și miere, domnule. Toată lumea trebuie să stea acolo la gura roșie și să adune numai să iei tot ce vine aici. Deci, domnule, au venit cu niște gargare extraordinare și au găsit niște parteneri în România de aceea specie ca și ei, așa, și așa au reușit să progreseze încet, încet. La început, 98% am fost împotriva lor, populația, toată lumea. Că am început să ne adunăm. Prima dată am făcut o întâlnire în anul 2000, la sediu la exploatare, în sala de apel. El, la acea întâlnire, am fost și eu invitat, în întâmplare. Pe mine m-a dus afară de la Roșia Poieni, care am coordonat Roșia, m-a dus afară un lider de sindicat, Marele Huțuleac, dacă s-a auzit de el, așa, un moldovean. Eu am tot respectul pe altul moldovean, dar mai sunt și oameni ca și el. Știți cum e aia cu hață că te calcă motorul? Nu știu. Și că moldovean avea pe picior o pincă din șoric de porc și pe unul din cauciuc de mașină. Și spunea la asta, trecea la de porc în față și zicea, hasă, că te calcă motorul. Vine asta după el. Acest mă duse afară și m-a invitat și pe mine Paul Izlowski, care era vicelider sindical Roșia Montană la acea întâlnire. Ei, acolo a participat și Antena 1, era atunci la început. Și a venit acolo și fostul meu coleg de liceu, Tabără Valer. Am fost colegi de liceu la Baia de Reș, mi-a fost șef de meditație, îl cunoșteam și eu am stat de vorbă cu el. Un pic la început și am explicat. Și mi-a spus așa, colega, aveți grijă. Ăștia sunt o gașcă de bandiți și de hoți. Organizați-vă că de nu ăștia vă halesc. Și ce zic? Vă mănâncă. Asta o să zic. Am înțeles treaba. Ei, acolo, bineînțeles că au invitat ei pe cine știa că, mă rog frumos, îi salvăm. Întâmplarea a fost să fiu și eu pe acolo invitat cât de cât, între ei, mă invitați de asta. Fiecare a pus întrebări. Domne, am pensie mică. Domne, nu el făcea obiectul discuției care era acolo. Acolo se discuta problema că ăștia a făcut sără prospecțiuni geologice și vinea să ne spună cam cât aur este aici, câtă rezervă, cât. Și acolo a început să Timiș cu minciunile și apoi l-am întrebat pe domnul Timiș. Așa. Am întrebat, domnule, dacă dintr-un milion de grame luăm câteva grame, câteva, 100 de grame, 200 de grame, ceea ce consideră util, ce face cu sterilul? Bineînțeles că pauză. Era afon, mi-am dat seama că e paralel. El habar n-avea de minerit, așa. Și am zis, domnule Timiș, ne-a spus în cutiile de la poștă câte un fluturaș, domnule, ne spunească, ne construiți 125 de metri pătrați, noua localitate, totul era extraordinar. Domnule, acum ne-a spus în discursul care le-a spus că ne construiți 75 de metri pătrați. E, domnule, până la urmă vă limitați la ce de metri pătrați? Patru întrebări am pus, l-am încheiat, l-am închis și am spus așa, domnule, dumneavoastră, aveți trei alternative să faceți azi de decantare. Prima și cea mai rentabilă pentru voi este Valea Corne. Dar acolo sunt două sate, domnule, acolo este zonă locuită. Acolo sunt niște biserici, sunt niște oameni care sunt legați acolo. Bun. Acolo aveți valea asta de la Roșia pe Valea Roșie Montană și Bâltopul care este mai mică. E, când am fost la o dezbatere publică, John Ashton, așa, irlandezul. John Ashton. Haideți. Ăștia cred că sunt domni. John Ashton, domnule, zice, domnule, domnule, vă mulțumim, ne-am folosit inteligența dumneavoastră. Proiectul care a vrut să-l facă ei aici, a vrut să-l facă Ceaușescu. În 1985 s-a făcut un SET, un studiu tehnic economic, și s-a prezentat situația la Ceaușescu. Domnul meu, Ceaușescu a spus, nu, domnule, este prea mult, nu se poate. Și a oprit proiectul. Ei, proiectul ăsta a încăput pe mâinile unor securiști. Și ăștia, care sunt implicați și acum sunt în spatele afacerii, că l-am auzit pe Dragnea vorbind de statul paralel. Probabil că o fi unul paralel, nu știu, o fi, nu mă prea interesează că n-are farmec, așa. Deci, lasă că-s aici, vin aici. Dar unde stau acolo? Zis să vin aici, domnule. Haideți încoace.
Hai, domnișoare, hai, că băiatul e englez, am înțeles. Hai, ies, stai, aici. Că nu e nicio problemă. Haideți că nu mâncăm pe nimeni, nu mușcăm. Nu, e povestim. Nu deranjez cu nimic. Haideți aici, haideți. Hai că vă facem un loc pe aici să stați cu noi. Deci, domnule, în concluzie, care este concluzia? Că nu are să ne lungim, că dacă stau cu dumneavoastră trebuie să povestim două săptămâni, să povestim tot ce am trăit noi în Roșia Montană. Povestim că și nu, două săptămâni. Nu putem să spunem ce am trăit în Roșia Montană, să vă spună și Sorin ce am trăit când își făcuseră o centru de informare în clădirea Căminului Cultural, acolo, domnule. Și acolo mergeau oamenii, domnule, veneau oameni la ei acolo. Noi n-aveam, noi eram acolo în casa lui conspirativă, acolo în Berg. Acolo nu venea nimeni, nu prea venea la noi, numai cine știa venea la noi, domnule. Și Eugen David și împreună cu Stefan Irod, care a fost aici, sufletul a tot ce este aici, o fată extraordinară, trebuie să ne scoatem pălăria multe vreme de acum în fața ei. Noi toți românii, care i-a ținut la... Da, care a ținut aici, așa. Și domnule i-a zis, domnule, trebuie să adunăm, că noi la început, după ce ne-am constituit, am avut întâlnirea de acolo, când a plecat tabără, noi am vrut să stea de ori la port, aștepta o grămadă de roșieni, i-așteptau la port. Să vină Timiș. Timiș, când a văzut care este mișcarea, a fugit ca un laș. S-a urcat într-o mașină cu geamuri de la fumurii, s-a dus și n-a mai apărut nimeni. Dar nu mai stați, că stați de-a geaba, știi? Și au venit și am stat. Hai că stăm de, cu tabără, stai de vorbă cu tabără cu ei și băi, oameni buni, înțelegeți următorul lucru. Trebuie neapărat să vă organizați. Că dacă nu, e bai mare. No, ăsta a plecat, bineînțeles că ne-am organizat. Am făcut prima întâlnire în primărie. Aveam fostul primar din Roșia Montană, care acum l-a ajuns blestemul aurului și este la subteran, că așa se întâmplă cu cei care trădează și ajunge blestemul aurului. Că vă spun și ce spune blestemul aurului. Așa, am făcut mai multe întâlniri acolo, domnule, băi, trebuie să am stat cu ei de vorbă, om, eu de acord tot absolut, domnule, și când am zis, băi, oameni buni, dar voi trebuie să înțelegeți un lucru. Noi, localnici ăștia care suntem, cât suntem noi așa de mici, noi ne batem cu o companie, nu știu cât este de mare, că încă nu-i cunosc rădăcinile și tot ce este aici, dar din ce spunea Timiș, băi, e foarte mare compania, dar în fost și urma urmei nu era o companie mare, era o companie de rahat, ca așa asta și rămâne. Așa? Și trebuie să ne organizăm, dar zic, băi, ca să ne organizăm, trebuie să punem o cotizație și noi aici. Ce trebuie bani? Oameni buni, niciun bani, nimic absolut, mă ne organizăm. Noi făceam aici discuție, Narița Virgil, care era cu noi și el acolo și nu era primar, era fost și el felcer din ăsta pe la sanitar, la primărie. Ăsta mergea să întâlnea cu Gruberul, cu directorul de la exploatare de la Roșia Montană și ciripea tot ce făceam noi. Tot ce facem, cum ne mișcăm, până la urmă a reușit, ne-am constituit în Albonus Maior, o dura vreo luni de zile, că nu vreau ăștia să ne iei, să ne înscrie, deci până l-am luat pe Rusu avocat, fostul prefect de Alba Iulia, așa, care e avocat și acum la Alba, l-am luat pe el, el ne-a făcut statutul, am făcut o întâlnire acolo jos, unde se votează la Roșia, în cameră, la primărie, acolo jos, și când am fost, ne-am întâlnit, 15 inși am fost cei care am constituit Asociația Orală Urs Maior, că aici se plătea mai puțin. Deci, o fundație se plătește mult mai mult. Ne-am făcut una asociație, când am zis, a vrut să mă pună băine președinte, a spus, mă, nu-i bine, eu nu președinte. Eu sunt pensie, bă, eu eram pre-pensie, așa, el este activ. Bă, e înalt, e mare, e ține spatele. Eu nu știu ce. Bă, nimeni nu se naște învățat. Toată lumea învață, așa să merge. Ne-am constituit asociație și am început lupta. Și acum, noi aflasem de Stefan Irod, am făcut o întâlnire cu Natalie Mpej, directorul Trustului Mihai Eminescu din Londra. Ăsta venise la Sibiu și împreună cu doamna Marta, Dumnezeu să o ierte, să o odihnească, că a fost o profesoră de istorie, o sufletistă, o patriotă extraordinară, așa, ne-am dus și ne-am întâlnit cu el la Sibiu și ne-a spus, domnule, încerc să vă ajut. Cum? Uite, o să vă trimit aici una dintre cele mai mari jurnaliste pe probleme de ecologie. Și așa a ajuns Ștefanii la Roșia Montană, așa, a venit, noi eram și noi, nu prea știam, bă, eu am avut, că eu am fost secretar de comite de partid și știam să vorbesc, așa, nu era problemă. Dar așa ne-am văzut să ne luptăm, domnule, Stefan, și așa ne-am constituit, am început să luăm amploare, așa am început să aducem lângă noi alte organizații non-guvernamentale. Prima cu care m-am întâlnit, am avut eu o întâlnire la București, a fost Terra Mileniu 3, unde era Lavinia, era președinte, Lavinia Andrei. Așa, acolo m-am întâlnit cu ea, aveau sediu undeva pe lângă Cismigiu, acolo într-o clădire, așa. Și așa ne-am dezvoltat, am ajuns mai departe, alte și alte organizații. Așa am ajuns și la Fundația Soros, așa.
Că Stefan i-a spus, băi, aveți grijă, Fundația Soros este cea mai puternică organizație din România. Asta trebuie să o aducem lângă noi. Bun. Am făcut o întâlnire, am invitat aici, am făcut un mic picnic la Tău cel Mare. M-a dus și Slăvină, ești pălinc acolo, ca cum să face, ca aici. Așa. Și am stat de vorbă cu ei, am explicat tot ce este aici, ce se întâmplă, care este problema. Și ăștia au spus, bun, venim lângă voi. Era director, era cu noi. El a fost aici. Gabriel Petrescu, da. Și au venit lângă noi, domnule. Au venit lângă noi, ne-au ajutat enorm de mult, nu se pune problema. Noi, din punct de vedere financiar, eram pe nicăieri. Stef a venit aici, a început să facă proiecte și să aducă bani de la alte organizații. Bineînțeles că banii ăștia trebuia să justifice până la ultimul cent. Așa. Așa ne-am dezvoltat, am ajuns să fim tot mai puternici. Au început ăștia să se teme de noi. După ce am ajuns aici, eu am fost consilier local 2004-2008 din partea lui Vadim Tudor, patrioți. Eu sunt cu patrioții, nu cu patrihoții. Așa. Și, domnule, încet, încet am început să... Și am zis, domnule, stați un pic așa, voi ia să vă verific voi, să cum stați voi aici în Căminul Cultural și aveți centru de informare. Au zis ăștia, au venit ăștia la Fundația Azmării, trebuie să facem și noi un centru de informare în Roșia Montană. Și în casă la Sorin, în cameră la Gabriel, acolo jos, am deschis centru de informare în colaborare cu Academia Română. Bineînțeles că aici, între timp, am mai avut întâlniri cu membrii Academiei care... Eu mergeam la Câmpeni, la primarul din Câmpeni, la Sicoie, mergeam de 4 ori pe săptămână. Când mă vedea să îngălbenea, eram la ușa lui. Domn primar, hai să stăm de vorbă, hai să vă lămuresc. Ăștia au scos prima dată o intenție de proiect, o broșură așa, tu crezi că mă ai pe acolo, pe la tine, pe la casă trebuie să fie, prima intenție de proiect, unde spuneau ce vor să facă, cum și așa, și m-am dus la Sicoie și l-am lămurit, domnule, fii atent, că e bai mare. Academia... Da. Și cu biserica au fost instituții care au fost alături de stați un pic păstrarea Roșiei Montane. Da, stați un pic, așa aici este un pic cu cântec treaba, domnule. Noi am avut întâlniri, am făcut niște întâlniri la Cluj. La primăria din Cluj era Funar, era primar. Și el ne-a dat posibilitatea să ne întâlnim cu personalitățile Clujului, la el în camera de sticlă, acolo. Și acolo ne-am întâlnit și la acea întâlnire trebuia să vină și Anania, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească, a fost un mare patriot român și un mare preot, așa. Și n-a venit el și a venit ajuntului. Și printre altele, domnule, eu știam că aici la Roșia Montană, Popa, i-a cerut în fața mea, a cerut la Timiș bani. Domnule, îmi dai niște dolari, că eu o să fac propagandă în biserică. Așa. Și în fața mea a scos Timiș și l-a băgat mâna buzunar și a dat 200 de dolari la Popa. Așa. La Oprișa. La Oprișa. Așa. Deci știind, bă, la Biserica Catolică ăștia, erau și ăștia cumpărați preotul, să mutaseră la ei în casă, deci cam cumpărase, cam tot ce putea să cumpere, domnule. Și am zis așa, domnilor, vă rog frumos să-i transmiteți înaltului preasfințitului că eu sunt de rit ortodox, dar n-am să mai cal niciodată într-o biserică ortodoxă. Pentru că preoții de cult ortodox, de rit ortodox, ne-au trădat și ne vând. Și mi-a spus așa adjunctului, domnul Zeno, o să vedeți că o să vă schimbați părerea. Și într-adevăr mi-a schimbat părerea. Au făcut întâlnire și Anania la Sfântul Sinod i-a influențat pe ea și acolo s-a votat că până mai există un înareaș de rit ortodox în Roșia Montană, un creștin, biserica nu va vinde niciun milimetru pătrat de pământ. Și așa au apărut, după ei s-a luat și biserica romano-catolică și greco-catolică și unitarieni ăștia erau cu noi, că el era aici cu noi unitarieni și cam toate bisericii sunt punctul de vedere. Ei? Când au apărut asta, deja a început să cam să-și dea seama că ne întâlnesc, nu să luptă aici cu morile de vânt, că suntem și noi niște simpli localnici, dar cu dragoste de pământul nostru de aici. Credința, bisericile, da. Academia, așa. Și poporul, așa. Oameni din toate localitățile țării au venit alături da. De voi, de localnicii din Roșia Montană care au rezistat. Da, a rezistat. Și acum așa, ca o mică paranteză, drept pentru care eu am ridicat o troiță la Tău cel Mare, pe care am scris așa, ridicată de Zeno Cornea, drept mulțumire lui Dumnezeu pentru salvarea Roșiei Montane, în cinstea roșienilor care nu și-au vândut sufletul și proprietățile și a tuturor românilor care au ieșit în stradă și au manifestat pentru salvarea Roșiei Montane. Și am mai trecut acolo 3 familii. Că o familie, o doamnă care era Emilia Brutus, aici amestecat, i-am zis, domnule, acolo a fost o cruce, Zeno, te rog, ridic acolo o cruce. Și am ridicat.
Am săpat în stâncă, este încastrată din beton, am făcut-o din lemn de stejar, este acoperită, fadei noi, că va fi lumea. Și prin asta am spus așa, domnule, că pe aici nu se trece. Deci Roșia Montană nu va putea fi exploatată niciodată de hoți. Scurt. Pentru noi, exemplu roșienilor, da, exemplu celor care au murit acum 30 de ani la Revoluție. Nu, la lovitura de stat. Pardon. La Revoluția, în urma cărei a câștigat puterea aripa moscovită din Partidul Comunist. Dar de a organizat-o, domnule. Nu. Da. Așa. Roșienii, generația 89, înaintașii noștri, sunt drept exemple. Ce ne facem? Că, la fel cum a fost în Roșia Montană, sunt sute de cazuri în țară unde cei care se opun, de fapt, credinței, academiei, românilor, au distrus. Guvernările din ultimii 30 de ani au distrus. Ce facem ca să multiplicăm exemplul Roșiei Montane? Domnule, noi cât putem noi, când suntem putință și cât avem, oricine vine aici, le spune situația, spune ce am făcut. Au venit din Peru la noi să învățăm cum să lupte, au venit din Slovacia, că unde și acolo s-au implementat niște proiecte din asta făcute. În Grecia. În Grecia. A venit peste tot. Deci noi îi ajutăm pe toți cu multă inimă și cu mult drag, domnule. Îi ajutăm din ce am învățat noi să învețe și ei de la noi. Eu noi le-am spus că am făcut o manifestație și ne-am dus la Sebeș. La cei care produc formaldehide, care omoară oamenii. La Cronoșpana acolo. Așa, la Cronoșpana. Mă, și-am manifestat noi emoții de aici. Trebuie să vă spun că mi-a trebuit 14 ani să scol moții în picioare, 14 ani. Deci, prima manifestare am făcut-o în 2002, la Câmpeni, am avut 50 de oameni, atât n-a venit. Ei, când a fost, după 14 ani, am reușit să îi sculăm în picioare și au fost 3500 de moți. A venit acolo și a și dat proclamația de la Câmpeni, care va rămâne. Absolut, absolut. Deci, încet, încet, Încetul se învață alfabetul. Așa am făcut și noi, așa am învățat să ne luptăm, așa învățăm și noi pe alții și le dăm tot sprijinul, că numai așa se poate face ceva, din la o parte hoți. Avem prea mulți hoți în România și prea mulți trădători. Ultimul patriot împușcat, știi cine a fost? Da, în 89. Ceaușescu. A fost un mare patriot. A făcut greșeli. Nu spune nimeni că n-a făcut greșeli. Da, a fost. Nu știu câtă lipsă de carte a avut, pe totuși. A un pic de școală a avut și el. A terminat facultatea Frunze la Moscova, pe care a făcut-o și Iliescu, așa. A fost de carieră ofițial. A mai făcut un Ștefan Gheorgheu 4 ani și a făcut și științele economice. În 65, după moartea lui Deci, el atunci a terminat științele economice. Deci n-a fost chiar un incult. Deci a fost un om. Ea a fost Codoiu, a fost Codoi. Aia rămâne în istoria României. Și poate dacă nu era ea, nu eram în situația care suntem acum. Că este trist că ne-am întors dintr-o eră superioară. Deci socialismul, eu consider că a fost superior capitalismului. Noi nu facem capitalism, noi facem un capitalism retrograd, vechi, total depășit. Nu suntem în pas cu celelalte țări care au înaintat. Deci noi ne-am întors aici, fiecare, bă, ce putem ciupi, ce putem fura, hai să ne băgăm politică, așa, că acolo... După ce am intrat în politică, bineînțeles că viu cu peșche și dau banii, dar trebuie să recuperez banii, domnule, nu? Asta este. Cu forțele astea care nu mai înghid nimic ca românesc, care nu suportă tricolorul și vor să ne bage tot felul de bărbați cu pene și tot felul de... Așa, domnule, n-au să aibă niciodată succes, domnule. Românul este un popor inteligent, domnule. Și rămâne un popor inteligent. Nu poate să fie cumpărat, nu poți să-l duci. Dovada a fost și acela Roșia Montană, când această companie a organizat un referendum. În câte? În vreo 35 de localități. Au mers și au dat 32.000 de veste aduse prin firma lui Ghiță, care e fugit în Iugoslavia acum. Prin firma lui Ghiță. Da. Prin firma lui Ghiță, așa cuplaș cu primarul din Roșia Montană, așa, cu actualul primar din Roșia Montană, s-au dat și dar totuși când a fost la vot, românul s-a dus la vot. Și știi, din cei care s-au dus la vot, mulți au votat împotriva lor. Deși ei spuneau, domnule, am câștigat, am reușit. Ei n-au avut cât 44% au avut participare la vot, deci românul, băia deștept, bă, stai un pic așa. Că la un moment dat aduceau oameni din tot județul Alba aici, când făceau manifestații, când veneau comisiile, erau
gargară mare, când a venit domnul Băsescu, marele președinte de Rahat a României, așa, i-a duceau pe ăștia și i-am întrebat, domnule, la dumneavoastră, de ce ați venit la Roșia Montană? Păi, domnule, zice, ne-a chemat primarul, ne-a obligat să venim aici. Dar dumneavoastră știți ce se întâmplă la Roșia? Nu știm, domnule, nu știm ce. Și le-am explicat, dumneavoastră știți că ăștia vor să ne fure bogăția? Vreau să fure bogăția. Și să ne dea afară din case. Voi știți asta? Nu, și o să vedeți că dumneavoastră sunteți în jurul nostru aici și dacă acest proiect se realizează pe un cer cu raza de 100 de kilometri, va fi afectat tot biotopul, tot ce este viață. Dumneavoastră știți asta? Nu știm, domnule. Aoleo, ticălosul, oamenii. Deci oamenii ăștia, care, oameni simpli, care nu li s-a spus de ce vine aici. M-a dus primarul. Primarul luase peșcheșul. Pentru că se va arăta Sorin, cartea primarilor, că a susținut proiectul. Toți primarii din zona aici sunt. Este cartea rușinii. O ai, Sorin, la tine. Ce adică să-i vezi? Primari, rușinea României, care acum renegă, vai, bă, auzi sunul de la Sohodol, că acum e primar acolo. Și a zis cineva care era cu noi, domnul Standing, domnule, dar dumneata și acum ești, dar uite aici, ia uite aici, cine, dumneata ești aici, eu sunt aici, dumneata ai spus că ești de acord cu proiectul. Ai bate-i Dumnezeu să-i bată mă ăștia, ne-or băga, măi, bai mare, auzi. No, acum vă dați seama, domnule, vă dați seama că banii, banul este ochiul dracului, domnule, și întotdeauna... Știți, mai în societatea socialistă, cel mai de preț capital era omul, da? Acum cel mai de preț capital este banul, domnule. Omul nu mai are nicio valoare, omul este nul. Oamenii i-am alungat peste hotare. Așa. Mulțumesc, domnule Zenino. Cu cea mai mare plăcere, domnule. Mai veniți, mai când, mai stăm de vorbă. Stăm, cu drag. Sorin, pune aici pe masă să-i dau și un par de pălincă. Haideți aici, domnule.